Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod din Dead by Daylight. Hai să continuăm această serie minunată. Hai să mergem după tipii ăștia. Am început un pic cam târziu că am avut o problemă cu programul de filmat, dar acesta nu este un bai. Sper că nu v-a deranjat că ați văzut bara de jos la începutul videoclipului. Hai să începem să facem generatorul acesta minunat. Eu-l fac. Fuck that, really? În cazul ăsta eu o să stau de pândă. Ok, că se ocupă ei. Și dacă mai vreți episod în continuare de Dead by Daylight, nu ezita să apăsați butonul de subscribe la canal. Oh my god. Oh, nu. Uite-l. L-au văzut și ei. Primul trebuie să așteptăm aici. Aici am eu o tactică. Trebuie să așteptăm să-și dea level up. Iar după aia... să... ne... jucăm cu el, pentru că așa... acum nu-l auzim și se joacă el cu noi și ne se joacă nasol. Hai să vedem. Sper să nu vină. Da, nu a venit după mine. N-avea de ce să mă aleagă pe mine. Ok, să mergem. Au dat prea multe failuri la generator, pentru că dacă nu dădea failurile alea, nu știa că suntem acolo. Dar se mai întâmplă. Dai și failuri, nu? Ok, hai să vedem. Uite, ăsta e un generator care aș putea să-l fac singur, pentru că e destul de ascuns. Și-a dat update, acum l-auzim. Am dat fail, plec. Știi, când dai fail, pleci, gata, nu mai stai. Uite alt generator aici, sau ce ăsta? Nu, asta nu e generator, ok. Ia uite, tu cineva care muncește aici. Salut, frate. Bate inima, aoleo. Aoleo, nu eu. Bine, mă, i-a dat peste nas la băiat. S-a pierdut băiatul. Ia uite, stai, o știe. Mamă. Ai, hai să plecăm repede încolo. O să meargă ea să o salveze. Eu nu o să merg să salvez pe nimeni. O să merg la generatorul pe care nu l-au terminat. Ia, hai să vedem. Mergem uite la generatorul pe care ei nu l-au terminat. Uite-l fix pe ăsta, l-au terminat. Wow, ce fail am dat. Hai să încep să-l fac. Oh my god, a scăpat, ce bulan. Lol. Deci... ia uite-l ăla-i. Uite-l acolo. Lăsăm pe ei să se bată, eu mă ocup de generatoare. Deci deja mai sunt 4 generatoare, cu ăsta 3 și mai trebuie să găsim încă 2 după aia. Uite-l, hai repede, hai repede. Este. Acum el ca și killer poate să vadă că noi am făcut generatorul, așa că noi o să plecăm de aici ca barosane, nu? Aoleo. E acolo. Nu. Deci fix în direcția opusă trebuie să mergem. Așa, hai să mergem la alt generator. Mai avem încă 3 generatoare. Deci încă 3 mai avem, nu 2. Eu am crezut că 2. Aoleo, a băgat-o fix acolo. Hai să mergem încet, deci ori să salvăm. Hai că muncim noi în locul ei. Ok, hai repede. Nice skill check.
Mama, a luat-o, ești nebun. Deci mai sunt eu cu Clementin. Aoleu, o pune acolo. Hai să fugim încet. Vine după mine, vine după mine. Aoleu, aoleu, aoleu. Aoleu, aoleu. Nu! Fuck! O lua, ce bulangiu, frate. Nu, nu, asta e ăla care... Mă bag aici. Ce sunt singurul rănit? Ai, o rănit-o. A trebuit să-mi găsesc echipa cât mai rapid, să-mi dea cineva heal și după aia să ne ocupăm de celelalte generatoare. Ok, și-o dat level up din nou. Cred că și-o dat level up, nu cred că. Ce te las pe. Ok, să mergem. Ok, generatorul l-au terminat, hai să mergem repede. Stați, stați un pic, bă, stați un pic. Stați, cineva pe aici să mă ajute? Uite-l, uite-l pe el, uite-l pe el. Dă-mi heal, dă-mi heal, repede. Hai repede, hai repede. Mersi, bă. Hai, deci suntem toți acum în viață, practic. Hai repede, că trebuie să se ocupe el de aia. Mai, încă un generator. Hai că un generator și mai scăpăm. Hai repede, e bine. Hai că e bine, încă un generator și scăpăm. Nice. Hai să mergem. E mai după tipa asta. Chiar dacă habar nu am de ce se învârte pe aici atâta. Deci nimeni nu e rănit sau mort sau băgat în țeapă. Și mai avem un generator. Deci ăsta e cel mai noob killer din lume pe care l-am văzut. Toam, ce killer noob, bă. Hai încetişor. Aia caută de astea, pe eu mă duc după generatoare, fra. Fra, mă duc după generatoare, hai repede un generator care nu-i făcut pe aici. Aici e un generator care nu-i făcut, hai să-l reparăm. Salut băieții, hai că veni și eu la distracție. Și avem poarta fix în față. Uai de capul meu, uai de capul meu, uai de capul meu. Ce după mine, mă? De ce după mine? Cred că au vrut să ne rănească pe toți trei ca să rămânem în stare critică și după aia să ne prindă mai repede. Fuck that! Ai de capul meu, mă. Sunt stare nasoală. A trebuit să găsesc repede un generator să-l fac sau n-am scăpare. Că mă poate auzi gen cum fac așa. Știți? Și de aia.
Mă poate auzi când scot sunetele astea că sunt rănit. Și cred că și vine după mine, deci nu e de bine. Să merg repede de la echipa mea. Unde sunt ăștia, mă? Hai repede să-i găsim pe ăștia. Nu-i văd, chiar nu-i văd și mă enervează. Aoleo. Sper că nu m-a văzut. Că dacă m-a văzut, e nasul rău de tot. Intră aici, busulică. Yes! Yes! That's what I'm talking about, guys. That's what I'm talking about. Merge spre poarta aia. Hai repede, răniți cum suntem, trebuie să ieșim. Holy fuck. Uite-l, 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 uite-l. Lol, poarta. Am plecat. Hai repede, hai aici. Chiar foarte rău. Dar nu vroiam să mă risc pentru ea, pentru că mă omora. Dacă mai îmi trăgea una, eram rip. Și dacă eram rip, pierdeam meciul, așa că nu puteam. Deci chiar îmi pare rău pentru tipa aia sau tipul sau ce e el în viața reală, dar n-am putut, chiar nu am putut. Îmi pare rău. Ok, chiar îmi pare foarte rău. Sper că v-a plăcut acest episod de Dead by Daylight. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Bye bye.